Deci, așa de dragi nu sunteți, parcă v-ați băgat pe toți în sufletul meu să mă duc în chirioara mea, să mă... Sunt dorul cu dumneavoastră să-mi alinați durerile și suferința. Am și eu pe corpul meu 6 operații. Sunt operat ierii de disc pe spate, sunt tăiat pe burtă, așa, că la închete, nu se făceau anchetele pe scaun, te punea pe burtă și cu picioare călca pe tine, spune Hristoase, spune, spune, așa s-a închetat, dragii mei. S-a scăpat și eu cu trupul, suflet, cum mă vedeți, dar cu sufletul mi l-a întărit și este mai scump. Mi-a zdrobit trupul care mâni poemi îl las, mi-a întărit sufletul, mi l-a îndumnezeit. Ca așa cum spune în Paracristul Maicuții Domnului, ci că fiind bolnav cu sufletul, mi se îmbolnăvește și trupul. Dar dacă suntem sănătoși cu sufletul, mi se întărește și sufletul. Dumnezeu face din noi Dumnezei și fie celui prea înalt. Face din oameni Dumnezeii Lui. Iată că a venit și aici Dumnezeu, a mijlocul dumneavoastră, prin gura mea spurcată, așa, și L-a adus pe Dumnezeu. Primiți pe oricare, nu știți pe cine primești în sufletele, în casele dumneavoastră. Vine un sărac, dați un bucat de pâine, că nu știți cine se ascunde în săracul ăla. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, cine ascunde milostenia în sânul săracilor, și eu îl voi ascunde în sânul îngerilor păzitori. De aceea și eu, când vine la mine cineva, a venit cineva la mine, părinte, primește-mă în țara asta, eu m-am plictisit de el, păi că n-am loc, nu știu ce, și l-am primit și am primit de la omușorul ăsta atâtea învățături. Așa, așa spune părintele Sănebocă, bă, învățați, cât învățați, tot proști muriți, iar dacă nu învățați, muriți cei mai nenoroșiți. Deci Dumnezeu m-a trecut prin Ghela, prin Zălava, ca să învățăm multe. Și am ieșit așa cum mă vedeți. Iertați-mi timbru, așa, că părintele Ioan și părintele Astea de Boca m-a numit trâmbiță. Și că voi vei fi trâmbița noastră și noi suntem suflu. Așa că eu sunt o unii alta lor. Sunt așa o goarnă, înțelegi? Și rugați-vă și pentru mine ca această goarnă să mai ține, să mai sună. Așa și pe Domnul îl rog ca primenurii, așa o vritor înger al Domnului care m-a însoțit de la mănăstirea Munteoru pe aici, la dumneavoastră, că de aici cred că este încheierea, așa, mă duc în București, din București, voi sosi în comora mea, unde acolo mă așteaptă încă alții, așa, în care mă îndumnezeiește și pe mine, îmi dă aripi, așa, și ca să zburăm către cele înalte, așa. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze și Măicuța Domnului să vă acopere cu Sfântul Imofor, totdeauna în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cuvine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată. Și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce își face și că se rovim și mai mărită fără de asemănare decât Sarafimii. Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul a născut, preținicea cu adevărată născătoare de te mărim. Într-o tine, Maică, cu o sârință am mântuit cea după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător și să poartă grijă de suflet, de lucru cel muritor. Pentru aceasta sunt cu îngerii, împreună se bucură prea cuvioasă, Maică Paraschivă, Duhul tău. Amin. Doamne Iisus Hristoasă, Maică Preacurată, cu toți Sfinții Răulată, cu martirii neamul nostru omresc, să ne miluiască, să ne tămăduiască, să ne dea puteri. Sfinților, vă mulțumesc toți care v-ați răfit prin închisori că mi-ați dat putere și cuvânt ca să vorbesc la această lume care este spre mormânt moartă, ca să învieze. Doamne ajută! Doamne ajută!